Guvernul amenajează și în acest an târgul de Crăciun pe strada 31 August din capitală. Lucrările au început de câteva zile, iar muncitorii asamblează căsuțele de lemn și decorațiunile de sărbătoare. Tradițional aici vor putea fi găsiți producători autohtoni cu delicii specifice sărbătorii, zona de artizanat, dar și spații de distracție pentru cei mici. Târgul de Crăciun organizat de guvern este amenajat tradițional în scoarul Palatului Național Nicolae Sulac. Aici lucrările sunt întoi și au fost instalate mai multe gherete în care vor fi vândute băuturi calde, dar și bucate tradiționale. Potrivit autorităților, târgul de Crăciun va fi inaugurat în data de 23 decembrie. Locuitorii capitalei spun că încă nu simt spiritul sărbătorilor de iarnă în oraș. Cu toate acestea, oamenii spun că neapărat vor veni la târg când va fi inaugurat. Și mă bucur că se organizează. Așa. Pentru că zilele nu sunt așa atât de... Suntem într-un timp destul de dificil și de asta cred că e binevenit. Un pic de emoții pozitive și bucurie. Dar eu tot timpul am fost aici, am fost și atunci și aici, alături, unde era patinajul ăsta. Dar fiecare prietur, dacă o faci prin sectorul lui și prin sat, e un lucru bun venit pentru copii și pentru cei maturi. Ne place. O să veniți? Desigur, când o să fie aranjat, o să venim, desigur. Nu e o problemă de venit, e problema în aranjare. Dar o să fie, eu sper că o să fie totul bine. Autoritățile urmează să anunțe programul activităților, dar și cât a costat amenajarea zonei. Primul târg de Crăciun în stil european organizat de guvern a fost inaugurat la Chișinău în 2017.